Am vorbit în episoadele anterioare despre răcirea dintre relațiilor dintre Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine și Primăria Municipiului București la începutul anilor 30, în timpul mandatului Dem Dobrescu. După înlăturarea acestuia de la putere, lucrurile revin oarecum la normal și se semnează o serie de noi parteneriate. Primăria încredențează Societății de Locuințe Ieftine construirea școlii, astăzi 146, de pe șoseaua Panduri. Începe construirea de case pentru funcționarii Primăriei Municipiului București, aici pe strada Ioan Ghiulamila. Astfel, o parte din teren este cedat pentru amenajarea parcului Romnicianu și pe restul este construită parcelarea Panduri. Lucrurile s-au mișcat foarte repede pentru că era vorba doar de 15 locuințe cuplate sub același acoperiș, proiectate de arhitectul de atunci, Dan Ionescu. Societatea nu avea un plan general pentru reconstrucția Bucureștiului afectat de cutremurul din 1940 sau de bombardamentele din 1944. Se încheie așadar o nouă etapă din activitatea Societății de Locuințe. După 1945, noul regim comunist are cu totul alte planuri pentru societate. Noul ministru Teohari Georgescu declara într-un interviu pentru Scânteia că avea de gând să reconstruiască această societate, să le dea mai mult credit pentru construirea de locuințe. Pe 11 iunie 1948, la celebrul decret de naționalizare, numele Societății de Locuințe Ieftine era printre primele, societatea fiind astfel desființată după aproape 40 de ani de existență. Ce a lăsat în urmă Societatea de Locuințe Ieftine? Vorbim în primul rând de 25 de parcelări de locuințe ieftine în tot Bucureștiul, numărând mai mult de 4.000 de case. În plus, a mai construit 1.000 de case pe terenuri particulare, școli, grădinițe, dispensare sau spitale. Asta e așadar o activitate prosperă. Însă publicul țintă acestea nu au mai fost clasele vulnerabile pe care le invocau Procopie Dumitrescu, Vintilă Brătianu sau Andrei Ioachimescu. Chiar dacă din punct de vedere social se poate vorbi despre un eșec al Societății Comunale pentru Locuințe Ieftine ca urmare a îndepărtării de scopurile stabilite inițial, miza modernizării cadrului urban a reprezentat un scop cel puțin echivalent ca importanță cu cel social. Este adevărat că din punct de vedere cantitativ, activitatea constructivă din aceștia nu a generat o schimbare radicală a locuirii de la periferia capitalei. Totuși, creșterea calitativă a fost semnificativă. Cartierele realizate ca urmare a implementării acestor prime politici de locuire au reprezentat exemple de bună practică și s-au constituit în fragmente urbane moderne, care au contribuit în mod semnificativ la schimbarea mentalității bucureștene. Putem vorbi așadar despre un eșec al Societății de Locuințe Ieftine? Din punct de vedere strict social, cu siguranță. Societatea nu și-a îndeplinit scopurile pentru care fusese înființată la 1910. Din punct de vedere urbanistic și arhitectural, ce a lăsat în spate reprezintă o moștenire indestructibilă a Bucureștiului.